Doamnelor, domnilor, sunt Victoria Cunea și vă prezint știrile pentru astăzi. Mari emoții la centrul de bacalaureat din orașul Drochia. Ultimul examen a fost susținut. Cu mai multe detalii la acest subiect vin colegii mei. Absolvenții de liceu au trecut astăzi peste ultimele emoții. În cadrul sesiunii de bacalaureat, elevii au scris teste la una dintre cele 8 discipline alese. Este vorba despre geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istorie și informatică. De dimineață, elevii din Drochia au venit la centrul de bacalaureat cu mari emoții. La mine lișnă nu e foarte dificilă, nu am написала. Dar, сам бак... Не сказать, что слишком легкие, но не слишком тяжелые были баки, так что нам очень повезло в этом году. Я думаю, что я сдала. После ушор, да, после большинства ультима, депендит де результат лекаря с леопсением. На рест, спутяешь мои бене, депендит де кношенцы лекаря лям аккумулат пи паркурсу айнур. Am susținut examenul la geografie. Examenul a început la ora 9:00 și a durat 3 ore. Stresul în perioada examenilor i-a copleșit atât pe părinți cât și pe profesori, care au venit pentru a susține candidații. Astăzi sperăm că dau copiii de pe umeri greutățile cele mari, toate retrăielile și sperăm că totul va fi bine. Ne așteptăm la rezultate bune după atâta retrăială, stresuri și... Cred eu că vor face față copiii la tot. Sunt profesoară și am venit ca să susțin foștii elevi, absolvenții liceului Pelenia. Sperăm ca la ultimul examen să fie cu brio, să confirme cele ce au studiat pe parcursul anilor și să se bucure ei și să ne duc faima liceului nostru peste ani. Astăzi elevii au susținut ultimul examen la alegere și sper că au reușit totul. Din ceea ce spun că au realizat toți itemii, sperăm să fie rezultate frumoase. Rezultatele vor fi afișate în centrele de bac la data de 27 iunie 2017. Candidații care nu vor fi de acord cu nota obținută vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a depune contestațiile în centrele de bacalaureat în zilele de 27 și 28 iunie. Rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi anunțate la data de 6 iulie. Locuitorii satului Hăsnășenii Mari au avut parte de o mare sărbătoare. Pentru prima dată, Festivalul Plăcintilor s-a desfășurat și în raionul Drochia. La acest subiect, cu mai multe detalii, vin colegii mei. Sărbătoare mare în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Locuitorii, cât și oaspeții satului, au avut parte de o triplă sărbătoare, una din acestea fiind deschiderea Muzeului de Istorie și Etnografie, care are ca scop de a păstra memoria vie, istoria satului Hăsnășenii Mari, dar și a strămoșilor noștri. Vă zic, bine ați venit la Hăsnășenii Mari, pentru că astăzi satul a îmbrăcat straie de sărbătoare pentru a deschide muzeul satului, Muzeul de Istorie și Etnografie, pentru a semna actul de înfrățire cu Comuna Cristești-Botoșani și în cele din urmă vom începe un festival, posibil să fie tradițional la Hăsnășeni, Festivalul Plăcintelor. Este un loc pe acest pământ, cu gospodine și patrici cu gar. În acel loc chiar și spinul de sfânt, e Hăsnășenii Mari. Este un loc pe acest pământ, foarte bucuroși și onorați de această înfrățire a comunelor noastre. Sperăm să derulăm mai multe proiecte împreună.
Vă doresc multă sănătate, distracție plăcută, o zi frumoasă, este o zi frumoasă și succes în tot ce vă propuneți. Domnule primar, succes în tot ce vă propuneți și cât mai multe mandate. Multă sănătate! Atenție, vă rog frumos, atenție! Seamă de dezbinată este societatea din spațiul Moldovei și care sunt cauzele acestui fenomen, dar și răspunsuri la alte întrebări, le aflați din reportajul ce urmează. Au sau nu cetățenii Moldovei gene geopolitice în codul genetic? Cât de dezbinată este societatea din spațiul Moldovei și care sunt cauzele acestui fenomen? Acestea și alte întrebări au servit drept subiecte de discuții aprinse, dar informative, desfășurate în cadrul dezbaterilor organizate de către Agenția de Presă Infoprimneo și Radio Moldova cu denumirea Genele geopolitice ale moldovenilor între mit și realitate. Titlul dezbaterii de astăzi este, așa un fel de a spune, este o figură de stil, pentru că, desigur, societatea moldovenească nu are și nu are cum să aibă gene geopolitice în codul său genetic. Și totuși, clasa politică, partidele, politicienii aparte, au mizat mai tot timpul de când există Republica Moldova ca stat independent, pe anumite simpatii și antipatii geopolitice. Cetățenii noștri au instincte sănătoase. Ei vor ca în țara asta lucrurile să meargă înainte. Și ei pendulează. Când guvernau comuniștii, 75% dintre concetățenii noștri vroiau integrare europeană. După ce 8 ani de zile guvernează pro-europenii noștri, situația se schimbă exact în direcția opusă. Acestea sunt rezultatele guvernării din țara noastră, de aceea nu putem da vina pe cetățeni care vor să-și asigure sie și familiile lor și pentru țara noastră o dezvoltare normală și să avem asigurată securitatea pentru țara noastră. La dezbatere au participat reprezentanții ai clasei politice, precum și cei ai sferei academice și științifice. Fiecare dintre ei și-a expus punctul său de vedere asupra evoluției evenimentelor de pe teritoriul Republicii Moldova în contextul geopolitic al existenței acestui stat. Сегодня у наших граждан Молдовы есть такая неудовлетворенная потребность. Это потребность в выстраивании стабильной жизненной картины мира. Ее достаточно сложно выстраивать, потому что на нашем пространстве, я имею в виду не только Молдову, а все постсоветское пространство, достаточно длительно действует следующий, такой бы я сказала, социопсихологический контекст. Первое – это длительная неопределенность. Второе – это достаточно большая вариативность. И третье – это сложность. На частой транзите «Интрадивер» сунт. Suntem noi, este societatea. Sunt grupuri,
partide politice care luptă pentru putere și evident din interesele sale vor utiliza diferiți vectori pentru a avea mai mulți susținători. Jurnaliștii prezenți la dezbatere au avut posibilitatea de a se implica adresând vorbitorilor întrebări relevante subiectului. O atenție deosebită i-a fost acordată rolului sau statutului geopolitic al țării noastre pe arena zonală. Кто и для чего Молдова вообще на географической карте? У нее, как у каждой страны, есть своя, ну так скажем, миссия или свой смысл, да, нахождения на географической карте. Република Молдова есть un nou stat independent, un stat cu toate actele în regulă. Deci aici nu sunt problemele, dar un stat post-conflict. Cu probleme serioase care sunt originea cărora nu este doar interioară, dar și exterioară. Deci staționarea trupelor unui alt stat ilegal pe teritoriul acesta. De ce? Din acest punct de vedere, da, într-adevăr, Republica Moldova nu este doar un subiect, dar și un obiect al dreptului internațional. Teritoria depopulirează, noi потеряли 1,5 milioane de граждан. Сильного общества, к сожалению, нет, потому что 1 milion трудоспособных, активных граждан, они за границей. И, соответственно, кто принимает решение, кто проводит национальную политику, если наши граждане за рубежом не участвуют даже здесь в выборах. Соответственно, Молдова, к сожалению, является объектом геополитических игр. Единственное, что мы можем сделать, это максимально идти по пути укрепления нашего нейтралитета. În pofida tuturor disputelor și ale unor asigurări date, precum că Republica Moldova încearcă să se dezvolte ca o figură unică și independentă, neavând ambiții geopolitice externe, societatea totuși continuă să fie dezbinată și să râvnească spre câteva concepte politice, economice sau sociale străine, percepute drept fiind aproape perfecte. Unii dintre noi spunem, și asta este caracteristic mentalității occidentale, existăm noi pentru că există eu. Mentalitatea este că zice că exist eu pentru că existăm noi. Care deosebirea? Pe prim plan, cine este? Personalitatea cu interesele sale. Și atunci și comunitatea se va subordona astora. Dezbaterile publice, genele geopolitice ale moldovenilor între mit și realitate constituie ediția 73-a din ciclul Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice, desfășurat cu susținerea Fundației Germane Hans Seidel. Polițiștii de frontieră din sectorul Valea Mare, Ungheni, au reținut 2 cetățeni moldoveni care au încercat să treacă în România peste râul Prut cu 3770 de pachete de țigări de contrabandă. Pentru reținerea acestora a fost folosit armamentul din dotare. În noaptea de 13 spre 14 iunie curent, patrula sectorului Poliției de Frontieră Valea Mare-Ungheni, care se afla în misiune, a observat în apropierea frontierii de stat 3 persoane care se deplasau dinspre localitatea Costuleni, raionul Ungheni, spre râul Prut, transportând mai multe colete voluminoase. În timpul urmăririi acestora, persoanele au fost somate verbal, însă au ignorat avertismentul polițiștilor și au încercat să fugă, profitând de întuneric precum și de terenul împădurit. În aceste condiții, polițiștii de frontieră au folosit armamentul din dotare, fiind trase 2 focuri de avertisment, reușindu-se reținerea a 2 dintre suspecți. Din cercetările primare, cei 2 sunt cetățeni ai Republicii Moldova, de 20 și respectiv 35 de ani, domiciliați în raionul Ungheni. Nu departe de locul unde au fost reținuți, s-a depistat 3 colete care conțineau 3770 de pachete de țigări cu timbru de acciză autohton. Totodată, după câteva ore de cercetări și investigații, polițiștii de frontieră au descoperit autoturismul cu care se presupune că au fost transportate țigările, iar într-un final a fost reținut cel de-al 3-lea suspect în contrabandă cu țigări. Persoana s-a dovedit a fi cetățean moldovean de 25 de ani din raionul Ungheni. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar persoanele reținute sunt cercetate în stare de libertate pentru tentativa trecerii ilegale a bunurilor peste frontiera de stat. S-au împlinit 128 de ani de la moartea luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu. Cu acest prilej, autoritățile publice locale din Nisporeni, dar și locuitorii orașului, au depus flori la bustul poetului.
Se împlinesc 128 de ani de la moartea marelui poet național Mihai Eminescu. În data de 15 iunie 1889 a încetat din viață luceafărul poeziei românești. Poetul este considerat cel mai important reprezentant al literaturii romantice din România. Cu acest prilej, autoritățile locale din Nisporeni au depus flori la bustul poetului. Mori iubito, la crește să nu plângi, din teiul sfânt și dulce, o ramură să frângi. La capul meu cu grijă, tu ramură să o îngropi, asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi. Sonoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Doar izvoarele suspină, pe cât codru negru tace, doar și florile în grădină. Dormi în pace! Evenimentul a continuat la Biblioteca Publică Raională, unde a fost organizată o manifestare cu genericul Flori de tei se scutură iară. Opera sa mi-amintește de clipele frumoase care le-am petrecut în copilăria mea. El, în multe poezii, mă regăsesc, de exemplu, o rămâi la mine sau o mamă. Pentru mine, ziua de astăzi semnifică o adiere. Pentru mine, Eminescu semnifică fiecare copil care citește poeziile sau operele sale. Pentru mine, ziua de astăzi semnifică o amintire către poetul nostru român, Eminescu. Am învățat din poeziile sale că dacă viața te doboară, trebuie să te ridici și să-ți dezvolți gândurile. Opera lui îmi amintește deseori de copilărie, de câmpiile ce le vezi și de florile mirositoare. Această zi de 15 iunie, în care el împlinește 128 de ani de când el a decedat, înseamnă, nu știu, o zi în care trebuie să ne gândim că el a fost un poet care ne-a îndemnat pe toți să iubim, să ne gândim la tot ce este în jurul nostru, ce înseamnă totul pentru noi și trebuie să citim mai mult despre ce a scris el, despre dragoste, despre natură, despre totul, pentru a ne îmbogăți memoria, vocabularul. Supranumit poetul Nepereche, acesta a murit la vârsta de 39 de ani în casa de sănătate a medicului Șuțu din București. Luceafărul poeziei românești este mormântat la București, în cimitirul Belu. După 128 de ani de la moartea poetului, încă nu se știe motivul pentru care s-a stins din viață. Mihai Eminescu a fost internat într-un centru de sănătate, înainte să moară, pe motiv că ar fi înnebunit. Salvatorii din Nisporeni au oferit lecții de prim ajutor primarilor din raionul Nisporeni, proprietarilor bazinelor acvatice, dar și angajaților Consiliului Raional. Detalii în reportajul ce urmează. Lecții de prim ajutor direct de la salvatorii din Nisporeni. Primarii din raionul Nisporeni, proprietarii bazinelor acvatice și angajații Consiliului Raional au beneficiat de lecții practice de acordare a primului ajutor din partea salvatorilor din Nisporeni. Salvatorii au vorbit despre măsurile de prevenire a pericolelor în timpul scăldatului, după care au arătat pe un manechin special toate manevrele necesare pentru a salva omul după ce acesta a fost scos din apă. Ei au explicat minuțios manevrele de resuscitare și importanța acordării acestora în primele minute după ce persoana este extrasă din apă. A fost organizat un seminar teoretic, practic, cu persoanele responsabile, primării, primari,
și proprietari de azi privitor la prevenirea cazurilor de negru. În seminarul dat au fost reflectate următoarele aspecte: acordarea ajutorului, primul ajutor medical necalificat persoanelor necate, procedeile de scoatere a persoanei necate din bazinul de apă, precum și au fost efectuate lucrări de salvare, lucrări practice pe teritoriul bazinului de apă. În timpul lucrărilor practice la bazinul de apă au fost utilizate mijloace de salvare ca Funia Alexandrov, colac de salvare, precum și modalități de salvare a persoanelor cu ajutorul bărcii de salvare. După prezentările salvatorilor, persoanele care au asistat la lecții au fost îndemnate să exerseze pentru a obține deprinderile necesare în acordarea primului ajutor. Prin intermediul acestor lecții, accidentații pe apă vor avea mai multe șanse de supraviețuire, iar oamenii vor conștientiza riscurile la care sunt supuși în cazul în care nu respectă regulile de comportament pe apă. Eminescu a fost uitat în paragine la Căușeni. Cel mai important poet român a fost dat uitării atât de autorități cât și de populație simplă. La Căușeni, Eminescu a fost uitat de mult. Încărcați cu problemele pe care le au orășenii, nu-și mai încarcă memoria nici măcar cu data din calendar. Fapt demonstrat la data de 15 iunie, în ziua când Eminescu a împlinit 128 de ani de la trecerea sa în neființă. Din păcate însă, la Căușeni, marele poet nu a fost omageat cum s-ar fi cuvenit. De fapt, nu a fost omageat deloc. Valentin Mocanu din Căușeni a lucrat o viață întreagă în calitate de inginer. Chiar dacă profesia sa nu a avut nicio tangență cu literatura, bărbatul nu l-a lăsat niciodată din mâini pe Eminescu. La 15 iunie, cu cartea de căpătâi sub suori și cu un buchet de flori, bărbatul, dis de dimineață, a venit la bustul scriitorului. A așteptat o oră, două, trei să se adune lumea, dar așa și nimeni nu s-a apropiat. Cu lacrimi în ochi, bărbatul a privit spre poet și a început a citi din opera acestuia. Deci rândunelele se duc, se scut frunzele de nuc, se așează pruma peste vii, de ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? Vâne iar în al meu plan, braț, să te privesc cu mult nesaț, să rază-mi dulce capul meu de sânul tău, de sânul tău. Să aduci aminte cum pe atunci, când ne plimbam prin văi și lungi, te ridicam de sub seori, de atâtea ori, de atâtea ori. Credeam că numai unul am să fiu care cam, dacă o leacă bolnav, nu prea ținerea și de minte, zic, și chiar numai eu să citesc ceva, poate cineva spune pe de rost cât ceva, nu să citesc eu din carte. Îmi pare rău. Eu am socotit mai mulți, vor să fim, dar eu mi-am adus aminte cam des eu stau de vorbă cu dânsul. Și să uităm, dar și pe scriitorii ăștia care mai târziu, toți, care poate am unul de mult, au plecat. Toți să-i uităm și pe dânsul. Când noi trebuie să ne aducem aminte și de ceea și de ăștia, școală și bust. Nici în amiaza zilei, în afară de Valentin Mocanu, la bustul lui Eminescu, situat pe faleza de lângă autogară, nu era nici țipenie de om. Nici o autoritate nu și-a amintit de acesta, nici vreun elev, ori profesor și nici cei de la Casa Limbii Române. Люди не пришли очень печально, потому что таких людей, как Еминеску, забывать нельзя категорически. Это наш классик, это наша гордость. И все дети, все взрослые должны знать, что это действительно наша гордость. И, может быть, будет и стыдно говорить о том, что такое красивое место, но оно не на должном уровне. Это мое мнение. Мне кажется, мелко, да? Un geniu națiunii noastre, tuturor românilor pretutindeni, tuturor moldovenilor, basarabenilor, că, nu știu, poate trebuia să fie, nu știu, și cultura, și primărie, și consiliu, și poate nu trebuie să spun lucrurile astea, dar să-l pomenească chiar așa, trebuie de să vină cu toți flori, cu, să amintească că noi trăim cu Eminescu și copiii noștri, viitorul cu Eminescu. Noi ne-am născut cu Eminescu. Părere de rău, dar așa, eu.
Nici căușănenii nu au știut de ce 15 iunie nu ar fi trebuit să fie o zi ca oricare alta. Ba mai mult, nici măcar dacă avem un bust al poetului la Căușeni. Ioan Păulescu spunea, un popor care își uită cultura este un popor pe perzanie. Este oare valabil asta și pentru raionul Căușeni? Iată, astăzi marcăm 128 de ani de la moartea lui Eminescu. Noi în Căușeni avem vreun bust, vreun monument al lui Eminescu? Nu știu, nu pot să vă spun. Cunoașteți în Căușeni? Avem vreun monument, vreun bust al lui Eminescu? Este acolo la... Unde? Unde a... Dar nici nu știu, nici n-am fost. Cu avem în Căușeni vreun bust, vreun monument al lui Eminescu? Era. Dar nu știu, mai este sau nu mai este. Da. Unde? Aici. Monument? Cunoașteți undeva? Păi și era, nu știu. Situat într-o zonă cât se poate de vizibilă și populată a urbei, Eminescu riscă totuși să rămână uitat peste ani. Asta în condițiile în care de mult nu s-au mai făcut lucrări de renovare în jurul bustului. Felinarele au dispărut, teracota stă să se prăbușească, iar florile nu se mai văd de după tufari. Se ocupați autoritățile, prea ocupați lumea? Da, chiar se ocupați cu amajitul. Și n-au grijă de scritorii, de tete este, ei n-au grijă, ei au grijă de dânsii. Dar noi acum, poate și suntem așa de ocupați, dar nu știu, mai înainte, cu multe erau mai ocupați, și bunii și străbunii, dar aveau timp să duc la monument, să pună o floare, dar acum nu știu ce așa. Și a murit pe 15 iunie 1889 la București. În orașul Florești s-a organizat platforma regională de discuții în baza implementării proiectului Parteneriată pentru Incluziune. Scopul proiectului constă în sporirea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale, inclusiv cu dizabilități de vârstă timpurie, la educație și incluziunea socială a acestora în comunitate. Parteneriat pentru Incluziune este un proiect care se implementează la nivelul întregii republici. Actori cheie care, prin activitatea de zi cu zi, contribuie și trebuie să observe și să ajute la incluziunea socioeducațională a copiilor care se confruntă cu anumite probleme, să susțină familiile acestora și să ajute la diminuarea obstacolelor care se confruntă. La eveniment a participat și vicepreședintele raionului Vladimir Gutium, care sprijină întotdeauna proiectele sociale. Consiliul Raionului Florești întotdeauna a fost deschis către organizarea astfel de întâlniri, astfel de întâlniri, ceea ce ține de respectarea în totalitate și în corespundere cu normele internaționale a drepturilor copiilor. Sper că vom avea cu toții o zi împotrivă, reușită și vom avea cu toții ce învăța. Pentru a discuta rezultatele proiectului în format mai extins, la Florești s-au deplasat reprezentanții din raioanele, Soroca, Șoldănești și Rezina. În cadrul ședinței s-au discutat rezultatele proiectului, au fost descrise beneficiile obținute și provocările existente. S-au prezentat istorie de succes. Proiectul Parteneriate pentru Incluziune este implementat în circa 250 de grădinițe din Republica Moldova, în care sunt peste 100 de discipuli, inclusiv copii cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale. Acest proiect este foarte binevenit pentru că în raionul Florești avem copii cu dizabilitate severă, 380 copii, care au nevoie de anumite cerințe și educaționale speciale, dar și anumite cerințe pentru dezvoltarea lor. Proiectul respectiv a fost ca un proiect binevenit a raionului Soroca pentru că a servit ca suport informațional pentru toate cadrele didactice. Tot ce se prezintă în cadrul acestui proiect cred eu că se va difuza în continuare sau se va disemina și pentru ceilalți actori care sunt implicați în procesul inclusiv. Menționăm că proiectul Parteneriată pentru Incluziune este susținut financiar de Agenția de Dezvoltare
Dezvoltare din Republica Cehă și implementat în parteneriat cu Caritas Republica Cehă, Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Коляд колядниця, нині колядницький шал, як важко дивитись на сяєво сльоду зерцал. Que deseo para ti, dulce Rumania, mi país de gloria, mi país de anhelo. Вечір настав, бучом навіяв тривогу. Сходять стада, звезди летят на дорогу. Плачет вода, ключ замолкает усталый. Ты меня ждешь там, под акацией старой. Down on the lowly poplar's grove, how often have I heard my steps that all the neighbors grow, you only have not heard. Que le triste mondonné, apporté mes parents, c'est la rue, sans protester, souffrir en secret si longtemps. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți și în continuare cu TV Drochia. Urmează datele meteo și horoscopul.